Un autoturism de lux a luat foc în seara zilei de duminică pe Calea Prutului. Incendiul s-a declanșat în interiorul mașinii, intervenția pompierilor limitând pagubele. Focul a fost stins în 5 minute de la sosirea echipajelor, intervenția oamenilor focului, făcând ca incendiul să nu se propage la întreg autoturismul. Pompierii au descoperit geamul din partea dreaptă spart, iar în interiorul autoturismului mai multe recipiente din plastic care conțineau substanțe combustibile cu dopuri improvizate din cârpă. Este vorba de renumitul cocktail Molotov. Cauza probabilă a declanșării incendiului a fost acțiunea intenționată. Oamenii legii efectuează acum cercetări pentru a stabili cu exactitate care a fost modul producerii evenimentului.